Bun găsit, doamnelor și domnilor, discutăm în această seară despre alegeri, despre candidați, despre Galați. Invitații mei sunt domnul Bogdan Ciucă, fost parlamentar de Galați, președinte al Academiei de Științe Juridice din România. Și restul titlaturilor le lăsăm pentru mai târziu, că deja trei spectatorii vă știu. În această seară veniți în calitate de candidat la parlamentare. Bună seara, bine ați revenit la noi. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Salut pe telespectator și salut și pe prietenul meu de o viață. Îi faceți dumneavoastră o prezentare. Asta am vrut să fac. Exact, da. Să schimb ritmul. Exact. Și domnul Picu Roman, a fost viceprimar, cu experiență în administrația publică, alături de care vom afla cam ce lucruri bune ar putea veni spre Galați. Domnule Bogdan Ciucă, noi am mai discutat, e o provocare, să spunem, pentru cineva să participe la parlamentare. Pentru noi asta nu știu dacă se mai poate numi provocare, pentru că aveți o experiență bogată ca și parlamentar. Cu ce gânduri intrați în această luptă și, din cât vedem noi pe sondaje, sigur veți intra în Parlament. Ce ați vrea să faceți bun pentru Galați? Ce lipsește Galațiului? Știu că e... Să știți că e o întrebare foarte, foarte adâncă. O întrebare bună și care mă frământă tare de tot. Când am renunțat să mai candidez pentru Parlament, am renunțat pentru că nu mi-a mai plăcut. Atmosfera era diferită. Eu am intrat în Parlament cu entuziasm, cu inima mare, am zis că mut munții. Cred că unele lucruri am reușit să le fac, multe nu s-au făcut și... Ați fost dezgustat cumva de... Da, eu am fost dezamăgit. Eu m-am dus acolo crezând că o să calc printre oamenii pe care vedeam la televizor și pe care mi-i închipuiam extraordinari. Am și întâlnit oameni foarte, foarte buni și cu echilibru și bun simț în Parlament, dar foarte mulți m-au dezamăgit. Așa cum se întâmplă și în viață. Să știți că Parlamentul e compus din oameni care trăiesc și au crescut și s-au educat în România de astăzi. Nu e diferit cumva. Adică, așa cum toți avem dezamăgirile noastre în viața de zi cu zi, cu privire la prieteni, cu privire la colegi, cu privire la membrii familiei, poate... Așa am fost și eu dezamăgit, că sunt oamenii, mă rog, de toate felurile acolo. Dar am întâlnit și oameni absolut admirabili. Ăla a fost prima legislatură. Chiar m-am dus așa cu emoție, mi-am luat costumul de duminică, m-am tuns, m-am așezat, am călcat, parcă călcam așa pe ace când am intrat prima dată. A doua legislatură, și a fost o legislatură în care am învățat. Am învățat foarte multe, de la lucruri concrete de tehnică legislativă, cum blochezi un act normativ, cum îl accelerezi un act normativ. Mie, dacă îmi dați acum un proiect de lege, eu vă spun de unde pleacă și unde va ajunge sau ce interese bine, sunt. Pentru că președinte al Comisiei Juridice din deputaților, era normal și e normal să le știți. Am învățat. A doua legislatură, din punctul meu de vedere, a fost eficientă. Eficientă. Deja știam lucruri, oamenii mă cunoșteau, aveam un anumit cuvânt, veneau, mă întrebau de una, de alta, veneam la Galați, domnul Picu spunea, băi, uite, voi aici n-ar trebui făcut așa, n-ar trebui făcut așa, și mă alimentam. A treia legislatură a fost cea mai tensionată și o atmosferă încărcată, greoaie, îmbâxită, așa. S-au și rezolvat unele probleme, dar m-a făcut să abandonez. Lucru care mi-a prins bine în zona profesională și a familiei, zona de familie. Adică perioada asta m-a curățat, mi-a prins bine, da, din punctul ăsta de vedere. Iar acum, ca să revin la întrebarea dumneavoastră, să știți că și eu mă întreb... Cum mă voi comporta eu cu ajutorul lui Dumnezeu și cu sprijinul oamenilor, voi ajunge în Parlament? Cum mă voi comporta? Este extrem de onorant. Este extrem de onorant. Acum, ce se întâmplă? Eu nu vreau să vorbeam cu domnul Picu, zic că eu nu vreau să devin cineva sau să ajung cineva, pentru că acolo am fost. Știu despre ce este vorba. Dar tare mult mi-ar place să fac ceva. Adică ceva consistent, ceva semnificativ, să las o urmă. Chiar mi-aș dori, adică
așa cu ochii minții să mă uit în ochii lui bunicii mele, a lui tata, a lui mama, nu mai trăiesc niciunul dintre ei să zică ei s-au opus ca eu să fac politică, de asta i-am nominalizat și erau supărați așa că eu fac politică. Dar aș vrea să mă uit în ochii lor și să spun, uite domnule, de asta am făcut politică, am reușit să fac asta. Măcar un lucru, dacă îl fac bine, sănătos și are efect în viața omului care ne privește acum, eu cred că misiunea e împlinită și tare mult mi-aș dori să fac asta. Ca să faceți ceva bun pentru Galați, trebuie să aveți informații, să vedeți ce vor gălățeni. Aici, de exemplu, cred că vă poate ajuta foarte bine domnul Picu Roman. M-aș ajuta. Care ia pulsul de la firul ierbii, cum ar veni direct din stradă. Domnule Picu Roman, ce le lipsește gălăților? Ce ar putea face un parlamentar pentru ca gălățenii și românii, dar vorbim de gălățeni, să o ducă mai bine? Bine, acum ați auzit și telespectatorii noștri, mulți la număr, au auzit expoziul domnului Ciucă. Bine, încărcat de o modestie care nu știu dacă își mai are rost acum, pentru că nici nu poate să vorbească despre sine asupra lucrurilor pe care le-au făcut în activitatea adunată. Adică nu e rău, dar întotdeauna s-a jenat Bogdan să vorbească despre ceea ce a făcut, despre ceea ce a promovat, că nu e un om care a fost catapultat de undeva, ci este un om care a plecat tot așa de la talpa acestui oraș, născut aici, crescut aici și și-a luat seva hotărârilor și proiectelor de lege pe care le-a promovat din aici, din orașul nostru, de la oamenii simpli. Dar nu uităm, dar nu vorbește despre asta și sunt uimit. Adică a fost acea lege pe care a scutit oamenii de la plata acelor sume de penalități la întreținere. Dom'le, să plătești baza și scăpi de penalități. Foarte mulți oameni... Foarte mulți oameni au răsuflat ușurați după legea aceasta, legea Ciucă, s-a numit legea Ciucă. Adică când eu îl văd acum că vorbește cu aceeași modestie care l-a consacrat și oamenii așteaptă totuși să spună, domnule, uite, adu-ne aminte ce ai făcut și omul trebuie să vină cineva să spună, uite, a făcut legea Ciucă, da, au scăpat niște oameni de niște penalități, foarte mult. Era uriaș. Foarte furiașe, mulți s-au omorât pentru chestia asta. Și vine omul ăsta și dă o lege în sensul acesta. Foarte mulți părinți au plâns urlu pe stradă când își văd că au copii care au apucat-o pe calea drogurilor. Iar Bogdan Ciucă este cel care la începutul, dacă vă aduceți aminte și gălățenii și aduc aminte, erau magazine acestea de spice-urile acelea cu etnobotanice și nu știu ce. Tocmai a luat foc omul ăsta și a făcut această lege de cum să vă spun, care a condus la dispariția acestor magazine de vise și nu numai asta, ca să fii președintele unei comisii juridice în Parlamentul României, ca să ajungi ulterior președintele Academiei de Științe Juridice din România. Adică sunt niște lucruri, omul este o autoritate în materie, este un om, în fine, dar încă o dată, spuneți așa, domnule, și-a luat misiunea și seva de aici de la talpă și ar putea fi ajutat de X, de Y, de asta am venit și eu aici, pentru că circulă pe Facebook, stimați telespectatori, o să vedeți pe Facebook o cifră, 38. Circulă această cifră. 38. Da. O promovează Partidul Social Democrat. Această, da? Nimeni nu știe ce înseamnă 38, ce înseamnă nu știu ce. Acum, da? Și o să-l rog pe domnul Ciucă să spună ce înseamnă 38, această cifră pe care o promovează în fiecare zi pe Facebook Partidul Social Democrat. Păi asta, care are o listă senzațională la Galați, ca să fie foarte clar. Am notat-mi treaba asta și... Vreau să vă spun că și pentru mine a fost. Am făcut permutări de înluate câte cap. Mi-am imaginat tot felul de scenarii. 38 de candidați de pe listele de la Galați nu sunt gălățeni. Vă vine să credeți? Nu prea. Deci, listele pentru Parlament propuse de partidele din Galați, cu excepția PSD-ului, unde a căror liste sunt doar gălățeni, 100% gălățeni, listele de la celelalte partide nu sunt doar cu gălățeni. Sunt 38 de candidați. 38 de candidați. Sunt 38 de candidați care nu sunt din Galați, dar candidează pentru Galați. Păi nu i-or fi primii pe la ei, pe județe, pe acolo. Posibil. Nu, eu vreau să vă spun ceva. Cum pot eu să vorbesc despre problemele Galațiului
că nu știu de unde vine Dunărea și unde se îndreaptă. Că nu știu ce e un ponton. Nu știu ce înseamnă malul Dunării, faleză. Nu știu ce înseamnă, ia uite, bazinul ăsta care ne creează nouă probleme cu inundațiile în județ. E greu. Nu zic că e imposibil, dar e greu. Adică, cum să vă spun eu, să vină cineva din Harghita, nu știu dacă e vreunul din Harghita, nu mă refer la un nume, da. Și să reprezinte gălățenii și să le rezolve problemele gălățenilor. Mi se pare, așa, cumva mai mult o rezolvare între noi, pune-l pe ăla acolo, că nu-l vor cei din Harghita, caute un loc în țară. Și du-l la Galați. 38 de candidați nu sunt din Galați. Uite, cam lămurim miserul. Dar, repet, da. Lista PSD-ului este singura, cred că singura, unde doar gălățeni sunt pe această listă. Doar gălățeni. Gălățeni pentru gălățeni. Mi-a plăcut foarte mult sloganul ăsta. Cineva l-a și spus gălățeni pentru gălățeni. Spunea domnul Picu Roman mai devreme despre... Dați-mi voie să vă spun ceva. Că stăteam aici așa, știi, ca... și ascultam, mulțumesc, prietene, eu cu Picu Roman mă știu de când amândoi eram tineri, aveam părul mai mare și era, Picu era la fel de entuziasmat și de entuziast și de pasionat ca acum, eu îl admir din lucruri mici, în lucruri mari, în lucruri casnice, în lucruri publice, în lucruri de administrație. E un tip care face și poate să facă foarte mult. Dar, depășind așa lauda între noi, așa, pe sinșut reversul medaliei, mie mi se întâmplă, știți? Așa a vrut Dumnezeu. M-am ocupat de o profesie frumoasă ca notar public, am evoluat în profesie, în politică și odată cu părul alb îți vin și unele funcții, știți? Și când mai sunt prezentat undeva, unde se zice în mediu care nu mă știe și face exces de prezentare cel care mă prezintă și îmi spune funcțiile, primul loc care îl spun când apare, îi spun, îmi cer scuze că nu sunt mai în vârstă, cu așa cum vă așteptați, că toată lumea se așteaptă să apară un om mai în vârstă. Păi da, când zici președinte, de da, acolo, da, și acolo, da, și acolo, da, și acolo. Da, toată lumea apare, eu cred în tineri. Eu cred în tineri. În Republica Moldova am întâlnit un proiect superb. Academia de Științe din Republica Moldova are în tutelă o Academia Tinerilor, domnule. Lucru care nu se întâmplă nicăieri. Atunci când vorbim despre știință, toată lumea crede că știința este apanajul oamenilor în vârstă. Ba chiar oamenii în vârstă din acest domeniu se simt așa cumva jigniți dacă printre ei sau se ating de ei un băiat mai tânăr, un student, o studentă mai tânără, dacă se respira același aer. Nu. Din punctul meu de vedere, este crucial pentru societatea de mâine să punem la oaltă și la aceeași masă experiența cu energia, cu mintea deschisă, cu pasiunea celor tineri și experiența celor în vârstă. Puterea de a sintetiza a oamenilor mai în vârstă cu multă experiență alături de energia asta pe care doar la tineri o găsești în mod uzual. Așa că să știți că am avut, nu, eu mai spun și nu din modestie, Picu, chiar la modul serios să spun și mă simt așa vinovat. Sunt oameni în lumea asta care poate au muncit mult mai mult ca mine și poate ar fi meritat mult mai mult ca mine. Dar am avut parte de oameni care m-au împins înainte. Începând cu familia, fundamental. Eu am spus de multe ori, tot ce e bun în viața mea și toate deciziile bune din viața mea sunt inspirate de părinții mei, sunt induse de părinții mei și cred eu cumva inspirate de Dumnezeu. Restul, ce am decis eu de multe ori s-a dovedit neviabil. Așa că vă îndemn, îi îndemn pe cei tineri să nu abandoneze, să știți că nu e un lucru rar să obții o funcție. Nu. Dar uitați-vă, părinții și familia sunt cei care dau cele mai sincere și sănătoase sfaturi de viață. Eu așa am trăit, privind la modele, privind la părinți și tot ce e bun în viața mea se datorează lor. Bun, spunea domnul Picu Roman mai devreme că ați sprijinit proiectul privind eradicarea magazinului de vise. Bun, nu se mai vând spice-urile, cel puțin nu mai avem magazinele astea în Galați, dar se consumă droguri sub diferite forme.
ce ați putea face dumneavoastră ca, nu știu, copii, elevii, că se întâmplă chiar și în unitățile de învățământ treaba asta, se mai vând pe la licee, pe sumână droguri și lucrul ăsta are un impact dezastruos. Domnul Picu îmi spunea așa, zice, măi Bogdane, toți candidații vor promite că va curge lapte și miere. Tot. Și în domeniul, în toate domeniile, naval, aerul, munți, autostrăzi, butelii, case, tot se va promite în campania aceasta electorală, care, așa, în paranteză fie spus, mi se pare și agresivă și neproductivă. Nu se vorbește despre proiecte. Sunt doar promisiuni nesusținute, argumentat și atacuri la persoană. În general vorbesc și mi se pare așa puțin cam încărcată din punctul ăsta de vedere campanie. Dar mi-a spus așa, uite și aici de față confirmă, poate confirma. Dom'le, nu te repezi să promiți de toate. Și asta mi-a mai spus un om din Piscu în prima mea campanie când am intrat în politic. Și zice, nu promite de toate, ocupă-te de două, trei teme importante. Două, trei teme, nu mare. E, una din temele acestea este preocuparea mea pentru a bloca traficul și consumul de droguri. Copiii mei sunt mici. Cel mare are 12 ani, cel mic are 8 ani. Stau cu inima cât un pulice cu privire la ce va fi peste câțiva ani când copiii mei vor fi adolescenți, vor fi fascinați de anturaje, vor fi curioși, și acolo vor putea deveni victima unor traficanți de droguri. De aceea, ca părinte în primul rând, și după aceea ca parlamentar, dar ca părinte, voi fi foarte preocupat și uite, chiar vreau să fiți atenți, să fiți cu ochii pe mine, dacă o să-mi țin sau nu promisiunea de lupta aceasta împotriva consumului și traficului de droguri. Țara noastră, care nu de mult era o țară de tranzit, adică pe aici treceau drogurile, că eram Mare Neagră, aveam port, aveam graniță non-UE și atunci se intrau așa cum se intrau și se intră cu droguri, a devenit consumatoare. Asta înseamnă că tinerii consumă. Sondajele în materii ne tulbură. Sunt capturi, Ministerul de Interne în ultima perioadă, niște capturi fulminante, de spectaculoase, de tot felul de substanțe psihotrope și stupefiante. Clar. Și chiar am luat sfatul ăsta de la Picu să mă concentrez pe una, două teme fundamentale. Siguranța în școli. Siguranța în școli, când știi că al tău copil duce la școală și acolo este pradă bullying-ului, ăstora care sunt mai mari, care ia la bătaie, își bat joc de ei, că acolo se inițiază consumul de droguri, e neacceptat. Domnule Picu Român, care ar fi o altă propunere a dumneavoastră pentru domnul Bogdan Ciucă? Dumneavoastră care luați informațiile direct de la oameni, știu că vin oameni și stau de vorbă cu dumneavoastră, asta am văzut-o, ați reușit să creați așa un nucleu de oameni care au până la urmă probleme, oameni care au muncit în Galațiul ăsta, oameni de toate vârstele. Știu că ați discutat chiar și cu pensionarii, această categorie socială ușor marginalizată de către unii. Dumneavoastră le-ați deschis ușa. Cam care ar fi o altă propunere pentru domnul Bogdan Ciucă? Ce ar trebui să facă? Bun, Bogdan nu cred că a avut timp în celelalte emisiuni pe care le-a avut să discute despre proiectul dumnealui anticancer. A avut în familie, cum cred că nu există familie în România care să nu aibă un membru care să fi trecut pentru o asemenea nefericită situație. Și aici s-a concentrat foarte mult pe această fundație anticancer, unde oamenii, bine, a plecat de la ideea că undeva la un moment dat, la capăt de viață, omul trebuie să trăiască totuși în demnitate, chiar fiind pe ultima 100 de metri. Și de aici a plecat această idee de a face această fundație în lupta împotriva cancerului, pe care dumnealui o poate aprofunda mai bine și de care s-a ocupat. Pentru că a avut chiar mama dumnealui, ca să nu vorbesc mai multe, a trecut prin așa ceva. Apoi, vedeți, discutăm despre echilibru. Nu e așa că această emisiune
pe care noi o facem acum, în prezența dumneavoastră și a telespectatorilor dumneavoastră, este puțin atipică, pentru că toată lumea se așteaptă la atacuri. Noi avem zona aceasta de echilibru, de măsură, de bună cuvință, de bun simț, de înțelepciune. Observați că și abordarea noastră, contrar așteptărilor, este războinic, vă văd calul. Da, dar nu mai are România nevoie de dezechilibre. Că uitați-vă, am vorbit de droguri. Cum s-a ajuns la droguri și la acest flagel? Foarte mult. Pentru că am avut, de exemplu, 20 de ani, deci 10 cu un președinte, 20 de ani de dezechilibre. Toată lumea s-a bătut cu toată lumea și au eliminat adversarii, au folosit justiția pentru a-și elimina adversarii, în fine. Justiția n-a mai fost atentă la ceea ce se întâmplă în țară și s-au ocupat de mediul politic mai mult decât trebuia pentru eliminarea lui X, a lui Y, în fine, au folosit justiția în interes propriu și uite că este o vorbă în România, zice, domnule, când șoarecel nu e acasă sau când pisica nu e acasă, șoarece joacă pe masă. Da, uite, au prosperat vagabonzii aceștia care și folosesc acest termen dur pentru că toată lumea concentrată pe direcții greșite date de șef de stat, de la cel mai înalt nivel, da? Au omis să se ocupe de lumea interlopă, de clanuri, de cei care se ocupă de traficul de droguri. Și uite că am ajuns într-un impas. Și vine acum această echipă, da, de la Galați cel puțin, cu oameni echilibrați, cu oameni din Galați, cu oameni care știu exact ceea ce se întâmplă în orașul lor de Baștină. Și fac propuneri bune pentru țară, dar într-un stil din acesta de înțelepciune, de conlucrare, de sufleca mânecile și de conlucrat cu ceilalți parlamentari de la celelalte partide în folosul României. Asta mi-am dorit și asta susținem. Eu care sunt mai bătăios, într-adevăr, sunt mai nervos câteodată, sunt nu știu, dar am așa mare... Rotundă cu toți parlamentarii, da, indiferent, dar să facă ceva pentru bine român, nu ziceți, da? Asta e, pentru că tot ceea ce... Dom'le, ca un corp uman, o ființă umană, un corp, un organism. În momentul când apare un dezechilibru undeva și celelalte mecanisme și sisteme din corpul acelui om se dezechilibrează. Același lucru s-a întâmplat în țară. Țara e un organism viu, da? Am avut șef de stat care s-a ocupat de eliminarea adversarilor politici, folosind justiția, folosind... Și am scăpat din vedere anumite lucruri și iată că venim acum, nu cu scandal, nu cu ceartă, nu cu panoramă și cu filmat în toaletele publice, filmat nu știu pe unde, jicniri, eu știu, atacuri, mizerii. Venim cu înțelepciune, venim cu o listă de oameni echilibrați, înțelepți, oameni care au experiența actului și juridic, actului legislativ, ca să legifereze pentru țara aceasta într-un mod corect. Și mă bucur cu atât mai mult cu cât Bogdan Ciucă pleacă din zona aceasta de, cum să vă spun, ca notar public, că e mai ceva ca un psiholog. Vă dați seama câți au venit la dumneavoastră. Vorbeam și aseară. Bogdane, câți au venit la tine să-și împartă, să certe, să... În fine, și am ținut și mii de audiențe, domnule. Domnule, mii de audiențe. Cine mai primește pe Gălățeni în ziua de azi? Când Bogdan Ciucă a avut cabinet, de exemplu, când era parlamentar, legislaturile când a fost parlamentar, el n-a uitat de Galați aici, a avut totdeauna cabinet medical plătit de dumnealui cu asistente medicale pe analize medicale gratuite, pe tot felul de chestii pe care le-a făcut. Nu vorbește despre ele, că probabil îi se pare că se laudă. Dar le-a făcut oameni buni. Le-a făcut. Câți dintre ăștia 38, care sunt oameni veniți, importați, și care candidează pe toate listele acestea de parlament. Păi da, dar ăștia nu-i doar inima de oraș. Ăștia vor pleca mâine, poimine. Să știți că nu sunt naivi. Ei vor ști ce să facă. Probabil. Sunt convins. Văd cum ce simpatie e privit Bogdan pe stradă. Mă uit și că, na, vorba aia, PSD-ul nu e un partid care va lua 15%. Va fi un partid de 60%. Deci, cred eu că E o mare realizare că am putut să și e pentru mine o mândrie că îl susțin pe Bogdan și dacă de-a lungul anilor, dragi telespectatori, am reușit să vă strecor în suflet, nu știu, o picătură de
de simpatie vis-a-vis de mine. Aș vrea ca această simpatie vis-a-vis de mine să fie transferată spre Bogdan Ciucă și să-l căutați pe lista PSD și votați-l, pentru că merită. Acest om merită. Merită, într-adevăr. Emisiunea noastră e prea scurtă pentru a vorbi câte mi-am dorit, deși am ajuns la final, dar aș vrea să, dacă aveți, eu știu, un mesaj către Gălățin, că e timpul de dat. Eu vreau să vă spun ceva. E foarte greu într-un context atât de zgomotos și în care toată lumea se pricepe la fotbal, la gătit și la politică, să spui ceva credibil și, și cum să vă spun eu, semnificativ. De aceea eu am așa o oarecare reticență când spun ceva, pentru că primul lucru și înțeleg este vina politicienilor, nu a populației, când omul privește la un politician și zice, ce o să zic, o să promite și lapte și miere. Eu, pe mine m-a obosit. Românul e obosit de atâta conflict, de atâta scandal, de atâta jignire. Vreau atât, să mă trageți de mânecă. De câte ori nu fac ceea ce ar trebui să fac, vreau să-mi spuneți. Și mă uit la dumneavoastră ca reprezentant al presei, să-mi spune, doamne, ai promis că faci, că te bați. Nu că rezolvi, că nu ține doar de tine, dar vreau să te văd că te bați acolo pentru a stopa traficul de droguri. Ce ai făcut? Întrebați-mă. Și atunci am ajutat și pe mine. Știu că ochii sunt pe mine și trebuie să fac ceva. Cum să vă spun eu? Nu vreau să demonstrez nimic. Vreau pur și simplu să mă pun în bocancii celui de pe stradă și să fac ceva ca și cum aș face pentru mine, pentru copiii mei. Eu nu pot să scot imaginea copiilor din mintea mea, pentru că tot ceea ce fac sau nu fac bun în societatea asta, mai devreme sau mai târziu, se va întoarce împotriva copiilor mei, că ei aici vor crește. În societatea asta. Ei se vor duce la o școală nesigură, ei se vor duce într-un mediu unde sunt tentațiile astea cu privire la droguri. Eu mi-amintesc, mă gândeam așa și când ne băteam noi atunci cu pensiile, eu aveam o imagine, așa am făcut exercițiul ăsta, imaginea bunicii mele. Păi vreau să vă spun ceva, bunica făcea calculi, zicea, băi, trebuia să mai am de-a 12 lei. Și mama e, nu mă trimite, te rog frumos, ce să vorbesc cu pentru 12 lei? Uite, îți promit că în fiecare lună îți dau eu 15 lei, îți dau eu mai mult. Nu, ăia sunt banii mei, e dreptul meu. Nu vreau bani de la tine. Avea 102 ani, limpede la minte, sărăcuța. Și zice, nu am nevoie de bani. Ăia sunt banii mei, ăla e dreptul meu, eu am nevoie de ei. Atunci vă băteți pe... Toată lumea gândește așa. Da. Toată lumea gândește așa. Să trăiești o viață în combinat, în condițiile alea cu noxe, cu temperaturi mari, cu efort fizic teribil, știind că îți distrugi sănătatea, dar amăgindu-te cu gândul că la final vei avea o pensie care cumva va compensa nu neapărat sănătatea ta, dar măcar vei avea bani să-ți cumperi medicamente și poate să dea Dumnezeu niște bani să-ți ajuți copiii și la final să vezi că nu ți iese socoteala, că a mai apărut ceva, o lege. Mi se pare alandala și sunt lucruri care se pot face și care țin de noi. Dar, repet, trebuie să îți iubești oamenii din jur, oamenii în general, să iubești ideea de om. Și doi, să te temi în sensul frumos al cuvântului de Dumnezeu. Că un om care se teme de Dumnezeu și care iubește oamenii, n-are cum să facă rău, domne. Dacă vedeți pe cineva că l-atacă pe altul, să știți că acolo ceva e putred. Gândiți-vă la oamenii care aduc pace, nu la cei care aduc război. Bine. L-am depășit cu multe misiuni de astăzi. Mulțumesc pentru prezența în platoul nostru. O să continuăm discuțiile pe toată perioada campaniei și o să vreau să veniți cu proiectele pe care le aveți, să le discutăm pe fiecare în parte, ca să vă putem urmări activitatea de-a lungul mandatului. Mulțumesc pentru prezența în emisiune. Cam atât pentru astăzi. O seară bună tuturor!